Vladimir Putin să țină în continuare de prostii. Deci nu numai că a existat grupul Wagner pe care l-a finanțat, s-au supărat, s-au împăcat, sunt în continuare certați, dar iată că aflăm acum, există și grupul Redut, tot afiliat Armatei Federației Ruse, tot un grup de privat, de mercenari, care și el este în conflict cu celelalte grupări de mercenari și toate primesc bani, până la urmă, de la cetățeanul Federației Ruse, de la guvernul federal și primesc bani ca să facă ce? Să facă treaba pe care trebuie să o facă, așa în concepția lor, armata regulată a Federației Ruse. De ce au ei nevoie de tot felul de mercenari, de grupuri private, de extracția deținuților de drept comun din pușcării și așa mai departe. Ce se întâmplă cu acești bani? Câți din acești bani ajung într-adevăr la aceste grupuri private, gen Redut, gen grupul lui Prigojin și așa mai departe, câți bani ajung acolo și câți bani de fapt sunt stopați la sursă de către oficiali ai statului corupt din Federația Rusă.